V-am găsit la o nouă ediție Mapa Antreprenorială. Astăzi, la Mapa Antreprenorială, o avem alături de noi pe Steliana Moraru. Steliana este omul care îmbină pasiunea pentru tehnologie cu experiența în comunicare și business management și transformare digitală. Bine te-am găsit, Steliana, la Mapa Antreprenorială by Brainstorm Strategy. Mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că ne găsim și noi online și de-abia aștept să povestim astăzi pentru că sunt sigură că avem multe de împărtășit. Steliana, cine este Steliana Moraru dincolo de prezentarea mea scurtă? Pentru că tu faci foarte multe lucruri extraordinare și aș vrea să, ca publicul nostru să le cunoască, să cunoască informații despre tine și atunci când au nevoie de suport să vină spre tine și spre voi. Sunt Steliana, așa îmi place de obicei să mă introduc. Sunt un om care în prezent lucrează pentru un grup bancar și mă ocup de sunt Head of Marketing and Digital Transformation. Așadar, pot să-mi pun în practică în viața mea profesională ceea ce îmi place și ceea ce am învățat. Îmi place foarte mult să mă implic și dintotdeauna am avut acest obicei al voluntariatului pe care l-am cultivat în timp susținând diferite cauze. Cea mai recentă, să zic, sau cea mai apropiată sufletului meu în prezent este cea dedicată femeilor în tehnologie, unde mă implic alături de o echipă de alte profesioniste, atât din România cât și din afară, să putem crea programe pentru a susține femeile în tehnologie, atât cele care deja sunt în domeniu, cât și cele care abia acum pornesc pe acest drum. Este vorba despre Global Women in Tech, este o organizație neguvernamentală internațională, cu oameni de prin toate țările. Dincolo de acest lucru, sunt un om foarte pasionat de învățare continuă și de a învăța și de la alți oameni, așadar tot timpul încerc să mă pun în situații în care să mă ajute să cresc și să văd, ok, ce aș putea să fac mai bine. Cam asta aș fi eu, așa, în câteva cuvinte și profesionale, dar și personale. Atingi un subiect care este extrem de actual, zona digitală, extrem de actual și de folosit, poate overfolosit digitalul în acest timp. Ce înseamnă digital transformation și marketing din perspectiva expertului? Uite, apropo de ce spuneai tu, că este foarte folosit, nu pot decât să fiu de acord cu tine, așa este. Sentimentul meu că e parcă a devenit un panaceu universal, însă lucrurile nu sunt chiar așa. Astfel o să încep cu a da o definiție a ce nu este digital transformation. În primul rând, nu este doar despre tehnologie și e firesc să avem acest impuls să considerăm că un proces de transformare digitală înseamnă tehnologie. Însă el este un proces mai complex și o să zic de ce nu înseamnă doar tehnologie. Ideea este următor, că atunci când tu utilizezi o tehnologie, ea îți oferă posibilitatea să fii eficient și să aduci valoare clienților tăi. Însă tehnologia fără echipa care o utilizează corect și fără o echipă care să înțeleagă, să aibă de fapt un mindset de creștere și un mindset pentru schimbare, alături de niște operațiuni și de organizare overall a companiei, tehnologia nu poate decât de fapt, atunci când o implementezi, de fapt să-ți scoată în evidență defectele și să nu-ți fie de fapt de ajutor. Așadar, când pornim pe drumul acesta al transformării digitale, este foarte important să înțelegem că este un mix, de fapt. Este un mix dintre oameni, cultură, tehnologie și date, în baza căruia noi ne construim acest simț al ceea ce trebuie să lăsăm în urmă, că nu mai este fezabil pentru noi și nu mai este relevant pentru business-ul nostru,
ce putem să reconstruim și ce putem să reimaginăm așa cu totul, de la cap la coadă. Este foarte important să facem acest proces de digital transformation implicând și echipa, implicând și clienții și alți stakeholderi ai noștri, pentru că este un proces până la urmă de co-creare prin care noi atingem niște nevoi sau niște pain points, așa cum se numesc în terminologia specifică, și prin care vrem să-i încântăm pe client. Bine v-am găsit la o nouă ediție Mapa Antreprenorială. Astăzi, la Mapa Antreprenorială, o avem alături de noi pe Steliana Moraru. Steliana este omul care îmbină pasiunea pentru tehnologie cu experiența în comunicare și business management și transformare digitală. Bine te-am găsit, Steliana, la Mapa Antreprenorială by Brainstorm Strategy. Mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că ne găsim și noi online și de-abia aștept să povestim astăzi pentru că sunt sigură că avem multe de împărtășit. Steliana, cine este Steliana Moraru, dincolo de prezentarea mea scurtă? Pentru că tu faci foarte multe lucruri extraordinare și aș vrea ca publicul nostru să le cunoască, să cunoască informații despre tine și atunci când au nevoie de suport să vină spre tine și spre voi. Sunt Steliana, așa îmi place de obicei să mă introduc. Sunt un om care în prezent lucrează pentru un grup bancar și mă ocup de sunt Head of Marketing and Digital Transformation. Așadar, pot să-mi pun în practică în viața mea profesională ceea ce îmi place și ceea ce am învățat. Îmi place foarte mult să mă implic și dintotdeauna am avut acest obicei al voluntariatului pe care l-am cultivat în timp susținând diferite cauze. Cea mai recentă, să zic, sau cea mai apropiată sufletului meu în prezent este cea dedicată femeilor în tehnologie, unde mă implic alături de o echipă de alte profesioniste, atât din România cât și din afară, să putem crea programe pentru a susține femeile în tehnologie, atât cele care deja sunt în domeniu, cât și cele care abia acum pornesc pe acest drum. Este vorba despre Global Women in Tech, este o organizație neguvernamentală internațională, cu oameni de prin toate țările. Dincolo de acest lucru, sunt un om foarte pasionat de învățare continuă și de a învăța și de la alți oameni, așadar tot timpul încerc să mă pun în situații în care să mă ajute să cresc și să văd, ok, ce aș putea să fac mai bine. Cam asta aș fi eu, așa, în câteva cuvinte și profesionale, dar și personale. Atingi un subiect care este extrem de actual, zona digitală, extrem de actual și de folosit, poate overfolosit digitalul în acest timp. Ce înseamnă digital transformation și marketing din perspectiva expertului? Uite, apropo de ce spuneai tu, că este foarte folosit, nu pot decât să fiu de acord cu tine, așa este. Sentimentul meu că e parcă a devenit un panaceu universal, însă lucrurile nu sunt chiar așa. Astfel o să încep cu a da o definiție a ce nu este digital transformation. În primul rând, nu este doar despre tehnologie și e firesc să avem acest impuls să considerăm că un proces de transformare digitală înseamnă tehnologie. Însă el este un proces mai complex și o să zic de ce nu înseamnă doar tehnologie. Ideea este în felul următor, că atunci când tu utilizezi o tehnologie, ea îți oferă posibilitatea să fii eficient și să aduci valoare clienților tăi. Însă tehnologia fără echipa care utilizează corect și fără o echipă care să înțeleagă, să aibă de fapt un mindset de creștere și un mindset pentru schimbare, alături de niște operațiuni și de organizare overall a companiei, tehnologia nu poate decât de fapt, atunci când o implementezi, de fapt să-ți scoată în evidență defectele și să nu-ți fie de fapt de ajutor. Așadar, când pornim pe drumul acesta al transformării digitale, este foarte important să înțelegem că este un mix, de fapt. Este un mix dintre oameni, cultură, tehnologie și date, în baza căruia noi ne construim acest simț al
ceea ce trebuie să lăsăm în urmă, că nu mai este fezabil pentru noi și nu mai este relevant pentru business-ul nostru, ce putem să reconstruim și ce putem să reimaginăm așa cu totul, de la cap la coadă. Este foarte important să facem acest proces de digital transformation implicând și echipa, implicând și clienții și alți stakeholderi ai noștri, pentru că este un proces până la urmă de co-creare prin care noi atingem niște nevoi sau niște pain points, așa cum se numesc în terminologia specifică, și prin care vrem să-i încântăm pe client, să delight our customers, practic, fie că interacționează cu noi online, fie că interacționează offline. Și foarte important, tot ce facem prin acest proces de digital transformation, din punctul meu de vedere, trebuie să fie scalabil, să gândim lucrurile de așa natură încât ele să poată crește și să poată fi îmbunătățite tot timpul. Așadar, cam asta ar fi în doar câteva cuvinte procesul de transformare digitală. Ai menționat, Steliana, crearea unei culturi. Cum ajută digital transformation la crearea unei culturi într-o organizație? Cred că este un proces cu dublu sens, adică în sensul în care și în momentul în care decizi din punct de vedere de business că este oportun să treci prin genul ăsta de transformare, este firesc să te uiți la cultura ta organizațională și să-ți dai seama, ok, cine suntem noi, ce facem și ce valori avem, dar efectiv valorile reale, nu cele de pe pereții companiei. Și ce putem să păstrăm din acele valori și ce este bine să lucrăm să le schimbăm pentru a ne atinge obiectivele prin procesul de digital transformation. Și cultura noastră și trebuie să intrăm într-un proces de practic și de change management, pentru că de pildă dacă ai niște echipe care ele lucrează doar în silos, adică fiecare departament lucrează strict cu departamentul respectiv, nu există interacțiune, nu există echipe multidisciplinare și oamenii nu au vizibilitate pe obiectivele pe care tu le-ai prin acest proces, ei bine, nu o să ai succes. Practic, una dintre schimbările care se întâmplă în digital transformation este că se schimbă efectiv componența echipelor și devin mai mici și multidisciplinare, cu oameni și specialiști din mai multe domenii care lucrează împreună, tocmai ca să livreze mai rapid anumite lucruri sau să, mă rog, să atingă niște obiective de business. Totodată, printr-un proces de digital transformation, se dorește și crearea agilității și rezilienței, care la fel este direct legată de cultură și de modul în care oamenii înțeleg schimbarea, vor să se implice în această schimbare și își creează niște mecanisme de a fi implicați în această schimbare. Cred că cel mai frecvent exemplu este acest mindset de creștere. Și ce înseamnă el concret? Înseamnă să vedem la ce suntem buni, la ce putem îmbunătăți și să trecem tot timpul prin acest proces de feedback, îmbunătățire, feedback, îmbunătățire. Cred că un exemplu care mie personal îmi place foarte tare este schimbarea de cultură de la Microsoft, de pildă. Odată cu noul CEO, Satya Nadella, care a venit în urmă cu ceva ani, Microsoft a trecut pe această ca valoare principală pe acest growth mindset. Și cumva toate principiile acestea au fost date mai departe, cascadate către toate echipele, iar în prezent Microsoft, și datorită acestei schimbări de gândire, are niște rezultate cu mult mai bune decât înainte și sunt mult mai adaptați pieței și mult mai rezilienți. Cam asta ar fi cultura și procesul de transformare digitală. Este ceva fără de care nu se poate nici una, nici cealaltă. Și cu siguranță are impact în interacțiunea cu customer care, această omogenizare între cultura organizațională și digital transformation. Ai punctat un lucru extrem de important și care în permanență trebuie să fie în ochii zonei manageriale, și anume
zona de change management. Cum se face acest change management prin digital transformation? În primul rând, trebuie să accepte managementul, să înțeleagă și să-l accepte această schimbare și să accepte faptul că este posibil ca de la un punct încolo ei chiar să nu mai fie cei care sunt în control, pentru că, de fapt, transferi puterea, să zic așa, către aceste echipe mici și multidisciplinare despre care îți povesteam mai devreme, care ele sunt cele care sunt deținătoarele procesului cap-coadă pe anumite lucruri. Așadar, primul pas este ca managementul să înțeleagă și să fie deschis la genul ăsta de lucru. Apoi, partea de change management se face prin a încerca să găsești bazele de care deja există în echipă, cu oameni din interior, care pot fi ambasadori ai acestei schimbări și care pot vorbi foarte natural și nu că doar pot vorbi foarte natural, dar care sunt și exemple în acest sens. Se întâmplă de multe ori ca organizațiile să aducă consultanți din afară, ceea ce nu este un lucru rău. Te ghidează, te pot ajuta să faci procesele mult mai bine. Asta este din experiența mea, am observat că e bine ca acest consultant să poată lucra cu niște oameni din interior pe care deja echipa îi cunoaște și care pot duce mesajul într-o manieră mult mai naturală și care poate ajuta echipa largă să înțeleagă că nu sunt doar niște vorbe goale, ci sunt niște lucruri cu sens. Iar apoi este foarte important să arăți că lucrurile se întâmplă, că în urma schimbărilor se întâmplă lucruri și ca ai niște rezultate. De pildă, mie îmi place în general să împărtășesc cu colegii mei toate proiectele pe care le facem, să le dau vizibilitate pe rezultate, pentru că până la urmă putem să înțelegem utilitatea anumitor procese doar văzând rezultate. Putem să povestim foarte mult despre foarte multe lucruri, însă până la urmă cu toții reacționăm cel mai bine la exemple și la lucruri concrete. Iar favoritele mele, de pildă, tot în procesul ăsta de change management, sunt exemple legate de clienții noștri, de pildă, pentru că avem clienți care ne scriu câteodată, facem schimbări sau implementăm diferite tehnologii sau lucruri, ne scriu că ne place foarte tare, am putut să folosesc foarte bine lucrul respectiv sau a fost foarte în beneficiul meu lucrul respectiv. Și genul ăsta de feedback la fel contribuie la procesul de change management, pentru că procesul de digital transformation este, cum spuneai tu, legat de customer și ce valoare adăugăm clienților noștri. Și când ai genul ăsta de feedback, este foarte important să-l share-uiești în echipă. Știi, poate nu toți oamenii sunt implicați pe proiectul respectiv, dar este genul ăla de added value care îți arată că lucrurile se pot întâmpla și într-un alt fel și că pot aduce rezultate. Cam acestea ar fi. Și în plus, o cultură de change management aduce și foarte multă inovație. Și cred că ești în asentimentul meu cu cât zona managerială este mai open și mai deschisă la a delega, cu atât procesul de inovație se produce. Eliana, sigur, te rog. Da, așa este, doar vreau să spun că ai observat foarte bine. Care sunt previziunile pentru acest sfârșit de an, pentru această toamnă și pentru anul 2021 în ceea ce ține zona de digital transformation și marketing, atât pentru companii mici cât și pentru zona corporate? Cu siguranță anul acesta este unul atipic. Nu mai este nevoie să punctez eu acest lucru. Dar este un an care ne-a învățat că acele companii care sunt construite pe niște principii reziliente și pe niște principii modulare și de tehnologie pot fi
mai rezistente în fața schimbărilor. Și, practic, sper că, o să încep un pic, sper că lecția pe care noi toți o vom lua, sau eu cel puțin o voi lua din acest an, este să mă gândesc tot timpul de acum încolo pentru compania și pentru echipa mea, cum să gândim lucrurile astfel încât, pe cât posibil, să rezistăm și să ieșim mai puternici din situații imprevizibile. Este foarte important să luăm această lecție cu toții și să o transpunem în lucruri ce țin de business-ul nostru și de ariile pe care vrem să le îmbunătățim. Cum aștept să se închidă, să se încheie anul acesta? Cu siguranță cu o tranziție foarte rapidă pentru mulți dintre noi la tehnologie, cu înțelegerea faptului că se pot face lucrurile cu echipe și de la distanță și cel puțin în experiența mea cu colegii mei și cu echipele care eu lucrez, această perioadă ne-a ajutat foarte tare să fim și eficienți, dar și să lucrăm într-un mod agil. Noi chiar pe noi ne-a prins această perioadă într-o tranziție, apropo de change management. Noi am început acest proces de digital transformation anul trecut, undeva în toamnă, așadar pe noi chiar ne-a prins în toată această tranziție. Și cu siguranță vom investi în continuare în ceea ce ține de capacități tehnologice, de tool-uri și de instrumente care să ne ajute pe noi să fim mai buni și să colaborăm mai bine, dar și să ajute pe clienții noștri. Ce am observat, tot din experiența anului acesta, este că atât în digital transformation cât și în marketing, cumva legate, partea de self-service va fi foarte importantă, astfel și clienții să poată să-și facă ei lucruri de unii singuri, fără să depindă de prezența fizică a unui operator, să spunem, sau unui consultant. Așadar, probabil că un rezultat al acestui an va fi și o investiție mai mare în direcția aceasta pentru mai multe tipuri de business-uri, nu știu, de la implementări de chatbots până la alte upgrade-uri de platforme pentru clienți și așa mai departe. Așadar, ca să rezum, este un an care ne-a învățat multe lucruri și care cred eu că a accelerat foarte mult nevoia de tranziție către un proces de digital transformation pentru mulți dintre noi. Asta este foarte important să tragem linie la sfârșitul anului, să vedem ok și ce a fost bine, ce nu a fost bine, ce am învățat și ce vrem să continuăm în 2021 și așa mai departe, cu acest gând în minte de a fi rezilient și de a gândi niște tipare mentale sau de a gândi niște echipe care pot rezista genurile acestea de situații. Ok, nimeni nu-și dorește să mai trecem pas la anul sau prin alte lucruri de genul ăsta, dar este important să nu uităm că ele se pot întâmpla oricând, sub orice forme și să vedem ok cum suntem noi pregătiți pentru partea asta. Cred că marketingul și digital transformation vor merge în continuare mână în mână, sau eu cel puțin așa le văd, în direcția în care transformarea digitală încearcă să ofere niște soluții și să ușureze viața consumatorilor, iar partea de marketing poate comunica foarte bine și poate ajunge foarte bine la acești consumatori pe care noi vrem să-i servisăm în acest fel. Și văd pe viitor o întrepătrundere și mai armonioasă între aceste două domenii. Ești un om de business cu experiență internațională și extrem de activă. Și aș vrea să te întreb din perspectiva ta personală, care sunt diferențele dintre utilizarea digital transformation și marketing pe teritoriul României în comparație cu clienții internaționali. Suntem noi mai puțin receptivi la transformarea digitală sau care sunt noutățile în această zonă? Comparând România cu alte țări, am observat că există diferențe ținând cont de domeniu.
De pildă, este domeniul tehnologic, unde suntem destul de aliniați. Există însă domenii, de pildă, uite, apropo de domeniul PR și marketing, unde avem multe diferențe între modul în care utilizează agențiile din România partea de digital transformation și cum le utilizează cele din afară. De pildă, la noi în România, agențiile, doar agențiile care sunt afiliate grupurilor mari, de tip, nu știu, Ogilvy, Publicis, au trecut și au strategii de digital transformation și tool-urile asociate și instrumente, pe când agenții mici, locale, de PR, din păcate nu au nici în strategia lor de dezvoltare, dar nici resursele necesare pentru astfel de schimbare și investiție până la urmă. Totodată, domeniul bankingului devine din ce în ce mai deschis către zona de digital transformation și aici probabil că challenge-ul care a venit din partea fintech-urilor din afară în speță a contribuit destul de mult și la a schimba și la noi în România mindset-ul și modul în care băncile funcționează și înțeleg transformarea digitală. Așadar, este un peisaj destul de mixt și depinde foarte tare de domeniul la care facem referire. Însă, cu siguranță, cele care, să zic, contribuie poate într-un mod mai mare la joburi sau la PIB și așa, își îndreaptă, dacă nu au făcut-o deja, atenția către procese de digital transformation și către investiții în această direcție. O ultimă întrebare, promit, Stelina. Care este advice-ul tău sau care sunt câteva sfaturi pe care tu le-ai avea să le dai unui startup în acest timp special, din perspectiva aceasta de digitalizare? Ok. Cred că, în primul rând, dacă... Cred că este foarte important pentru un startup să știe, să aibă claritatea asupra rezultatului final și să-și imagineze că au ajuns în viitor și că au îndeplinit toate lucrurile pe care își le propun. Și pornind de la acest lucru, să facă această retrospectivă, mă rog, deși este impropriu, dar să facă acest exercițiu de imaginație. Ok, unde vreau să ajung și ce s-ar întâmpla dacă eu chiar am ajuns acolo? Și să gândesc backwards, ok. Păi și ce pași am făcut ca să? Păi am făcut X, Y și Z. De asemenea, foarte important și nu cred că doar pentru startup-uri, însă un lucru pe care eu l-am învățat și l-am învățat și prin experiență și de la alți oameni cu mai multă pregătire, poate, este că tot timpul într-un proces de digital transformation și când avem niște obiective ce țin de investiții în tehnologie, să le unim cu ce înseamnă strategia noastră de business, înainte să investim în orice. Adică, și aici s-ar putea să spunem paradoxal, mai ales că lucrez cu tehnologia și sunt un mare fan, dar să ne gândim cu multă atenție dacă investiția într-o anumită platformă, într-un anumit tool, nu știu, chatbot, mai dau, chiar avem nevoie pentru business-ul nostru de el. Dacă da, de ce? Cu ce obiectiv de business este cuplat el și ce mi-aduce în return? Pentru că altfel s-ar putea să avem frustrări și acea investiție să nu fie potrivită pentru noi. Ea este bună, dar nu ne îndeplinește nouă niște nevoi de business. Așadar, mai ales pentru un startup, din punctul meu de vedere, e foarte important ca orice investiție sau orice proces de digital transformation pe care vor să-l înceapă, să-l gândească în pool-ul mai larg de strategie de business. Îți mulțumesc tare mult, Steliana, pentru tot know-how-ul împărtășit cu noi de la Mapa Antreprenorială și îți doresc un sfârșit de an plin de proiecte fantastice să fie realizate și, de ce nu, să auzim cât mai mult despre Steliana Moraru în zona tech internațională. Mulțumesc tare mult, mi-a făcut mare plăcere să povestim astăzi și de-abia aștept să mai avem ocazia să împărtășim idei. Cu siguranță. Toate cele bune!